este de glumit cu acest cod galben, spun la unison reprezentanții instituțiilor care gestionează situațiile de urgență. Sunt anunțate ninsori abundente însoțite de viscol, motiv pentru care din ordinul prefectului s-au luat măsuri speciale, iar efectivele de intervenție au fost mărite. Am luat aceleași măsuri și, având în vedere faptul că o parte din drumuri este posibil să închidă, constituim niște echipe mixte, integrate împreună cu Crucea Roșie și cu jandarmeria, în așa fel încât vom suplimenta locațiile în care salvatorii pot interveni în județul Giurgiu, de la pe lângă sediile proprii ale fiecărei locații, mă refer la jandarmerie și ale noastre care sunt în teren, sub unitățile care le avem în teren, vom face și aceste echipaje care vor veni în zone care nu erau suficient acoperite. E o măsură temporară care anul trecut și-a dovedit eficiența foarte mult. Și jandarmeria este pregătită pentru a interveni atât în județ cât și în municipiu, deși conducerea inspectoratului este ferm convinsă că va gestiona bine situația. Vom constitui 4 echipaje mixte în localitățile Călugăreni, Mihăilești, Clejani și Greaca. Sunt dispuse în așa fel încât, în cazul în care apar unele probleme pe căile comunicație, aceste echipaje împreună cu ambulanțele SMURD vor acționa și vor merge și vor rezolva situațiile care pot apărea. La aceste echipaje primarii vor dispune un utilaj de dezăpezire și sperăm și sunt convins că, având această organizare, putem acționa pe oriunde, în timp cât mai repede. Crucea Roșie Giurgiu este și ea gata să țină piept codului galben. Având în vedere experiența de iarna trecută, conducerea filialei giurgiuvene s-a pregătit cu un detașament de intervenție pentru prim ajutor, dar și echipe mixte pentru colecta de alimente. S-a constituit din nou aceste echipe. Crucea Roșie va fi prezentă în primă fază cu un detașament de intervenție care este instruit pe prim ajutor. Avem și echipe care vor fi prezente pentru colectă de alimente, dacă va fi cazul. Și, bineînțeles, mașina va fi dotată cu tot ce înseamnă trusă de prim ajutor și echipe specializate pentru degajare, pentru asistență de urgență, pentru evacuare. Și pentru că toate aceste structuri de intervenție trebuie să fie deja în teren cu efective, o parte a echipajelor de intervenție a plecat în această după-amiază în județ pentru a ajuta autoritățile locale acolo unde va fi cazul. Județul Giurgiu a câștigat toate cele 6 mandate de senatori și deputați din partea Uniunii Social-Liberale. Cel mai mare scor s-a înregistrat în Colegiul 2 de deputați, unde Marin Anton a fost preferat de peste 80% dintre alegători. USL Giurgiu și-a îndeplinit obiectivul. Toți cei 6 candidați vor merge în Parlamentul României pentru a reprezenta interesele celor care i-au votat. Cei 2 senatori și 4 deputați ai USL au obținut scoruri zdrobitoare în fața contracandidaților, au format o echipă unită și au reușit să convingă electoratul să-i voteze. Astfel, în toate cele 6 colegii, candidații USL au fost preferați de majoritatea celor care s-au prezentat la urne. Colegiul 1 de deputați a fost câștigat de Nicolae Florian cu peste 72%. Colegiul 2 de deputați îi revine lui Marin Anton, votat de peste 80% dintre alegători. În Colegiul 3 de deputați s-a impus Viorel Teodorescu cu 52%, iar în Colegiul 4 a fost declarat învingător actualul ministru al economiei, Daniel Chițoiu, cu un scor record de 80,6%. Candidații USL au câștigat și cele 2 colegii de senatori, astfel Nicolae Bădălău a fost votat cu 72% dintre cei prezenți la urne, iar Lucian Iliescu de 69,8%. Peste 500 de giurgiuveni au intrat în legalitate în doar 2 zile. Direcția Județeană de Evidență a Persoanei a avut program prelungit în zilele de 8 și 9 decembrie. Așa că foarte mulți giurgiuveni au profitat de ocazie și și-au făcut cărți de identitate.
La nivel de județ, din rândul celor aproape 8.000 de persoane cu documente de identitate expirate sau neemise, mai mult de 500 și-au ridicat actele în zilele de 8 și 9 decembrie. În regim de urgență s-au emis 106 cărți de identitate și 9 documente provizorii. La ghișeile formațiunilor de evidență s-au prezentat 106 persoane care au obținut cărți de identitate și 9 persoane care au obținut carte de identitate provizorii. Cererile curente au fost și ele onorate în aceeași perioadă, peste 370 pe data de 8 și aproape 160 în ziua de 9. Posesorii noilor cărți de identitate și-au putut exprima astfel și dreptul la vot. Pentru urgentarea rezolvării cerințelor formulate de cetățenii ce vor să intre în legalitate, Direcția Județeană de Evidență a Persoanei pune la dispoziție și centrele locale din Comana, Hotarele, Mihăilești, Bolintin Vale și Roata de Jos. Ziua alegerilor pentru parlamentare nu a fost lipsită de incidente. Deși mai puține la număr decât la alte alegeri, polițiștii giurgiuveni au întocmit dosare penale. Este un bilanț mulțumitor, spun reprezentanții poliției, care au avut parte de liniște și în campanie, dar și în ziua votării. În perioada alegerilor, polițiștii giurgiuveni au primit 61 de sesizări ce au vizat incidente electorale, dintre care 47 prin sistemul 112. Din totalul sesizărilor, 40 au provenit din mediul rural și 21 din mediul urban. În urma cercetărilor s-a constatat că în 18 cazuri s-au comis infracțiuni care se află spre soluționare la parchete. Mai grav este că 8 persoane s-au ales cu dosare penale, fiind acuzate de faptul că au fost promise sume de bani sau oferirea de bunuri materiale unor alegători cu scopul de a nu vota un anumit candidat. Alte dosare penale au vizat infracțiunea de lovire sau alte acte de violență, amenințare, furt calificat și distrugere. Aspectele sesizate, acestea au fost diverse. În speță a fost vorba de sesizarea oferirii unor bunuri în schimbul promisiunii votării unui anumit candidat, fie a fost vorba despre împiedicarea liberului exercițiu al dreptului de vot sau de a fi ales. S-au aplicat și sancțiuni contravenționale, 13 la număr, valoarea totală a acestora fiind de 4.300 de lei. În ciuda acestor evenimente negative, polițiștii le mulțumesc giurgiuvenilor pentru spiritul civic de care au dat dovadă, dar și pentru liniștea și ordinea care au existat pe parcursul campaniei electorale și în ziua scrutinului. Odată intrată în drepturi, iarna îi obligă pe șofer să-și pregătească mașinile. Au nevoie, pe lângă altele, de antigel și lichid de spălat parbrize, dar și de mare atenție atunci când le cumpără. Inspectorii de la Protecția Consumatorilor verifică aceste produse din magazinele de profil pentru a vedea dacă sunt de calitate și dacă nu cumva sunt contrafăcute. Iarna nu-i ca vara. Lucrul acesta îl cunoaștem și nu chiar de oriunde. Automobiliștii noștri mai știu că pe parcursul iernii scot un ban din portofel să-și doteze corespunzător mașinile. Pentru asta au nevoie inclusiv de antigel și lichid de spălat parbrize. Calitatea acestor produse este uneori îndoielnică. Pentru acest lucru, angajații Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului verifică magazinele de specialitate pe tot parcursul iernii. În perioada de iarnă, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor monitorizează cu caracter permanent produsele de întreținere și exploatare auto, respectiv lichidul de spălat parbrize și antigelul, în scopul protejării intereselor consumatorilor. Până la această dată au fost prelevate probe de lichid de spălat parbrize și antigel, urmând a se obține buletinele de analiză privind caracteristicile acestor produse. Este obligatoriu ca antigelul cumpărat de șofer să fie omologat de Registrul Auto Român. Toate produsele utilizate, inscripționate obligatoriu în limba română, trebuie să respecte parametrii recomandați de producător. La antigel și lichid de spălat parbrizul este importantă temperatura de îngheț ori raportul de diluție. Nerespectând regulile, vânzătorii care comercializează acest gen de produse riscă amenzi cuprinse între 3 și 30.000 de lei. Și fiindcă vorbim de iarnă, ne aflăm sub incidența codului galben de ninsori și viscol, iar la Giurgiu ninge abundent de mai bine de 4 ore. S-a așternut rapid un strat consistent de zăpadă, iar vântul suflă în rafale. Care este situația în acest moment în județ, ne spune în direct prin telefon purtătorul de cuvânt al ISU Giurgiu, locotenent Gabriela Olexiuc. Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne care este situația în acest moment în județ. La ora 18:10 am înregistrat un accident rutier între două autoturisme pe raza localității Joița,
La fața locului s-au deplasat un echipaj de descarcerare și o ambulanță SMURD de la Volintin Deal. Celor două victime li s-a acordat primul ajutor, una dintre ele a fost transportată la unitatea primiri urgențe de către o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță. În acest moment nu există persoane surprinse în trafic, de asemenea până la această oră nu sunt drumuri închise, însă se circulă în condiții de iarnă. Cum intervine Inspectoratul pentru Situații de Urgență? Știu că au fost luate măsuri speciale pentru acest cod galben încă de acum două zile. 190 de pompieri sunt gata să intervină oricând la orice situație de urgență produsă de starea vremii și de asemenea au fost instituite 5 echipe mixte formate din pompieri, jandarmi și voluntari ai Crucii Roșii. Ne spuneați că nu sunt încă drumuri blocate, totuși ce le recomandați celor care vor să se aventureze, să plece din localitate? În primul rând, cetățenii trebuie să înțeleagă faptul că e bine să evite să se deplaseze în această situație, însă dacă totuși deplasarea este necesară, cetățenii trebuie să se informeze dacă pe traseul ales nu sunt drumuri blocate. Este foarte important să se asigure că autoturismul este dotat corespunzător și că sistemul de încălzire al autoturismului funcționează eficient. De asemenea, este necesar ca fiecare conducător auto să-și asigure provizii de apă și alimente neperisabile. Orice situație de urgență este bine să o raporteze la sistemul de urgență 112. Ceea ce am uitat și vreau să subliniez este faptul că la nivelul municipiului Giurgiu, poliția locală a condus până în acest moment 5 persoane fără adăpost la centrul de la Giurgiu Nord. Vă mulțumesc și vă așteptăm cu noi informații despre starea din județ și din municipiul Giurgiu. A fost în direct prin telefon locotenent Gabriela Olexiuc de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca. Noi continuăm știrile. Peste 550 de firme și câteva zeci de persoane fizice din Giurgiu vor fi executate silit. Este o măsură dură, dar se pare singura modalitate prin care primăria poate recupera pierderile provocate de neplata impozitelor, taxelor și amenzilor. Mulți dintre cei amendați, în special amenzi de circulație sunt aici, mulți dintre aceștia nu au patrimoniu, nu au imobile sau valori imobiliare, astfel încât executarea se rezumă doar la opriri pe salariu, pe venituri sau pe opriri pe conturile bancare aferente contribuabililor respectivi. Giurgiuvenii cu restanțe la plata obligațiilor către bugetul local vor fi executați silit. Primăria Giurgiu a inițiat procedura de executare silită a tuturor celor care nu și-au plătit la termenele stabilite de lege, atât taxele și impozitele aferente clădirilor și terenurilor pe care le dețin în proprietate, cât și amenzile. Momentan întâmpinăm o serie de greutăți, în special la persoanele juridice aflate în insolvență, mai exact companiile sau firmele care se află în procedură de faliment. Aici am demarat în paralel cu insolvența și demersurile către recuperarea de la asociați sau acționarii firmelor respective. Ne-am îndreptat, pentru că legea ne permite, codul de procedură fiscală ne permite, ne-am îndreptat și către asociații, către acționari pentru a recupera aceste debite. Administrația locală își va recupera pagubele fie prin poprire, fie prin valorificarea unor bunuri mobile și imobile ale răuplatnicului. În cazul persoanelor juridice, executarea silită constă în impunerea unei popriri pe conturile bancare. Mai apoi se pune sechestru pe bunurile firmei, procedură finalizată cu organizarea unei licitații de vânzare a bunurilor. A dona sânge pentru semenii noștri aflați în dificultate este o îndatorire civică a fiecăruia dintre noi. Este un gest de care atârnă de multe ori viața unui om. Toate bune, numai că la sfârșit de an, când de regulă numărul donatorilor este în creștere, chiar centrul de transfuzii din Policlinica Giurgiu are nevoie de o donație. Deși în mod normal spre finalul anului numărul de donatori de sânge crește, la centrul de transfuzii din Giurgiu anul acesta nu s-a întâmplat chiar așa, pentru că a apărut o situație deosebită. În cursul lunii septembrie și jumătate din octombrie, activitatea centrului a fost paralizată datorită faptului că în județ am avut două cazuri de meningoencefalită. Și județul și nu tot județul, în jurul comunei în care a fost acest caz, inclusiv municipiul Giurgiu, n-au venit la donare. Au fost refuzați donatorii care s-au adresat.
Cu toate acestea, centrul de transfuzie are nevoie de cât mai mulți donatori, pentru că uneori rezervele de sânge sunt pe terminate și apare o situație de criză. Aș ruga foarte mult pe directorii de întreprinderi, patronii de firme să ne ajute. Să facem o acțiune colectivă, în ce sens? Venim la întreprinderea respectivă, la firma respectivă și recoltăm sânge. Nu ne trebuie zeci de donatori, 2, 3, 4, 5, în funcție de numărul salariaților. O altă situație deosebită apare când sunt solicitări de donații din teritoriul județului, pentru că medicii de la centrul de transfuzii nu au la dispoziție decât o mașină și aia cu probleme. La CTS Giurgiu există o mașină, gen ambulanță, foarte veche, treia de mult dată la casare, dar din cauza că nu avem alta, o folosim. Deplasarea în teren se face greu. Noi mergem pe teren la Clejani, mergem la Călugăreni, am vrea să mergem și în mai multe comune, dar din cauza mașinii nu ne putem deplasa. Să sperăm că toate problemele legate de acest subiect sensibil vor fi rezolvate și că donatorii vor înțelege în continuare cât de important este gestul lor omenesc. În același timp, sperăm că autoritățile ce se ocupă de sănătatea județului au urechi de auzit. Nu se consumă droguri, o spun și cei de la Antidrog, dar o arată și statisticile Spitalului Județean Giurgiu. De mai bine de o lună, spitalul a fost dotat cu 250 de testere pentru depistarea consumului de droguri folosite până acum doar pentru șoferi. O singură descindere a celor de la Antidrog a făcut ca Giurgiu să scape de traficanții de droguri. Giurgiu a ocupat un loc fruntaș la simpozionul organizat de Agenția Națională Antidrog la Sinaia la finele lunii noiembrie. O metodă de a fi la curent cu nivelul consumului de droguri din orașul nostru și de tendințele acestuia este utilizarea de testere ce servesc la depistarea consumului de droguri. 250 de astfel de testere se află de mai bine de o lună la Spitalul Județean Giurgiu și sunt folosite în mare parte pentru testarea șoferilor. Centrul a fost dotat cu aceste testere care relevă 12 substanțe, iar de acum încolo vom ști exact și vom cuantifica exact tot ceea ce se întâmplă pe nivelul consumului în orașul nostru. Datorită intervenției polițiștilor antidrog, în ultimele două luni la Spitalul Județean Giurgiu nu s-a mai prezentat nicio persoană cu simptome provocate de consumul de etnobotanice. Pentru informarea elevilor despre riscurile la care se supun în urma consumului de droguri, rulează un proiect internațional ce poartă numele de Necenzurat. Acest proiect cuprinde 12 lecții ce se adresează elevilor de clasa a 7-a și sunt predate de specialiștii de la antidrog, asistați de un psiholog. Poliția rutieră Giurgiu și primăria se gândesc la siguranța cetățenilor. Chiar dacă a venit iarna, un proiect care vizează trecerile de pietoni din oraș se află în plină desfășurare. Cu venirea zăpezii, verificarea mașinilor echipate pentru iarnă a devenit o prioritate pentru polițiștii de la rutieră. Pentru reducerea numărului de evenimente în trafic, Poliția Rutieră și Primăria Giurgiu au demarat un proces de reabilitare a trecerilor de pietoni. În zonele cu risc crescut de accident, pe mijlocul zebrelor, au fost construite refugii pietonale îngrădite. De asemenea, vizibilitatea este mult mai bună la trecerile de pietoni, unde s-au amplasat lămpi de atenționare, dar și becuri pentru întreaga zonă. Ce măsuri întreprinde Poliția Rutieră Giurgiu în această perioadă puteți afla imediat după jurnal în cadrul unei ediții speciale. Noi mergem mai departe. Scutit de la plata impozitului pe imobil pentru cei care își reabilitează termic locuința, Consiliul Local a aprobat un regulament în acest sens în luna august, după o serie de modificări aduse de guvern codului fiscal. Proprietarii care își reabilitează termic locuințele pe propria cheltuială vor putea beneficia de o scutire sau reducere de la impozitul local aferent imobilului respectiv. În acest fel, cetățenii sunt încurajați să își reabiliteze termic locuințele. Cel în cauză face o cheltuială, dar minimum 7 ani nu plătește impozitul pe casă. Pentru a beneficia de acest serviciu, contribuabilii trebuie să îndeplinească mai multe condiții și, în principal, să nu aibă restanțe la bugetul local. Atât în ceea ce privește scutirea și reducerea la plata impozitului pe clădiri, aceasta se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor finalizării lucrărilor de reabilitare. Mai trebuie menționat că de această reducere sau scutire pot beneficia atât contribuabilii persoane fizice cât și juridice. Foarte important, aceștia nu trebuie să aibă restanțe la plata impozitelor locale.
În funcție de clasele de performanță energetică, scutirile de la plata impozitului pe clădiri se acordă pe o perioadă între 7 și 10 ani, iar reducerile sunt acordate în procent de 50% timp de până la 9 ani. Marți seară s-a jucat derbiul etapei cu numărul 19 din Liga 1 la fotbal. Steaua a întâlnit pe teren propriu Astra Giurgiu. Deși a fost un meci frumos, cele 3 puncte au ajuns la lidera clasamentului. Steaua București s-a impus în fața Astrei Giurgiu cu scorul de 2-0, cu tribunele mai mult goale. Partida nu a fost una spectaculoasă, iar liderul clasamentului a obținut relativ ușor cele 3 puncte. Primul gol în poarta giurgiuvenilor a venit în minutul 13 al primei reprize, când Cristi Tănase a scăpat de marcajul oaspeților și înscrie cu un șut puternic din apropierea porții. Jucătorii Astrei nu au reușit să se monteze, așa că prima parte a jocului a fost dominată total de steliști. În cea de-a doua repriză, Astra a apărut o echipă ceva mai ofensivă, dar a ratat multe ocazii de a înscrie în poarta Stelei. Jucătorii lui Reghekampf au pus presiune la poarta Astrei, iar în minutul 75, după o acțiune prelungită de atac, mingea ajunge la Prepeliță, care înscrie cu un șut puternic pe colțul lung. Steaua Astra 2-0. Acesta este scorul final al partidei, în urma căruia Steaua se menține în clasament pe poziția 1, la distanță de 10 puncte de următoarea clasată Astra Giurgiu. Și acum, la sfârșit de jurnal, avem pastila zilei. Pentru a fi primite ușor, veștile trebuie însoțite de altele bune. Au mai făcut-o și alții, o facem și noi acum. Vestea rea e că ninge abundent. Vestea bună e că nu se mai văd gropile și mizeria de pe unele străzi. Vestea rea că e în interiorul USL sunt fricțiuni. Vestea bună e că Uniunea Social-Liberală se solidarizează pentru a preveni atacurile de la Cotroceni. Vestea rea e că vine frigul. Vestea bună e că de sub pături puteți urmări TV Giurgiu, ce vă dorește din nou. O seară frumoasă! Rămâneți alături de noi, după jurnal puteți urmări o ediție specială. Eu sunt Nicoleta Pană și vă doresc o seară bună. La revedere!